au avut înainte de culcare o surpriză frumoasă. Fetele, băieții au apărut în plasmă, nu aveau sonor, își vorbeau așa prin semne, au dansat. A venit și mama lui Dani, a coborât din dormitorul mamelor ca să vadă băiatul. Foarte bucuroase fetele, a fost un moment drăguț, au luat-o pe Sabrina pe sus și au încercat să o trimită la Dima, așa prin televizor, prin plasmă. Nu au reușit, dar mai aveau un pic și reușeau să scape pe jos. S-au distrat fetele, nu a durat foarte mult conexiunea. Aici Denisa, cineva din casa băieților a întrebat unde este Irina, că nu era în living și nu știu cine. Dar Denisa a încercat să le explice prin semne că este la duș și că nu se spală pe dinți, se spală pe corp și arăta că se spală pe picior. Pe Denisa mai face câte o glumă. A dansat Cătălina și Sabina pe canapea, erau gata de a se prăbuși. Au fost momente drăguțe, ele s-au bucurat și le-a prins bine cu siguranță. Cred că au avut niște vise frumoase noaptea aceasta.